Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 28 decembrie 2022. Să învățăm de la leproși. Pe când se duceau, au fost curățați. Luca 17, versetul 14. Luca povestește o împrejurare când 10 leproși și-au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Iisus le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Apoi i-a zis: credința ta te-a mântuit. Am spicuit din Luca 17, versetele de la 12 la 19. Această istorisire ne oferă cel puțin 3 lecții. Prima. Uneori răspunsul vine rapid, alteori se lasă așteptat și vine pas cu pas. Am citit: pe când se duceau, au fost curățați. N-ai de unde să știi care dintre pași îți va aduce răspunsul, așa că trebuie să-ți continui umblarea prin credință. Legea mozaică prevedea că, înainte ca un lepros să poată fi reprimit în societate, preotul trebuia să-l declare curat. Să ne gândim puțin. Domnul Iisus a văzut schimbarea în acești oameni înainte să aibă loc. Asta deoarece El avea și are puterea să facă lucrurile să se întâmple. O a doua lecție. Nu te da bătut când ceilalți te resping. Ca proscriși ai societății, leproșii aceștia se așteptau ca Domnul Iisus să-i trateze și El ca atare. Dar atunci când te apropii de Dumnezeu, El se va apropia de tine. Vezi Iacov, capitolul 4, versetul 8. Te lupți cumva cu o problemă care i-a făcut pe ceilalți să te ocolească sau să te dea la o parte? Domnul Iisus nu va face niciodată așa ceva. El a spus: pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Scrie în Ioan 6, versetul 37. Și a treia lecție? Nu uita niciodată să-i mulțumești lui Dumnezeu și să-l lauzi. Numai unul din cei 10 leproși a trecut testul mulțumirii. Tu l-ai fi trecut? Când îți vei da seama cât de mult înseamnă mulțumirea ta pentru Domnul, nu vei mai lăsa să treacă nicio zi fără să-L lauzi și să-I te închini.